Scenele în care soția și fiica lui Adrian Duicu lovesc un polițist au fost surprinse susțin procurorii după ce Adina Duicu a refuzat să fie percheziționată. Procurorii spun că aceasta a fost așteptată la ușa de la ieșirea din examen și a fost condusă în fața procurorului pentru percheziție. Procurorul de caz s-a prezentat, s-a legitimat, i-a spus elevei că urmează să fie percheziționată corporal dacă nu predă de bunăvoie obiectele pe care le are asupra sa. Eleva a refuzat. Procurorii spun că odată ajunsă la autoturism, așa cum a cerut, Adina Duicu a încercat să placeze acel telefon mobil mamei sale. Polițistul a încercat să oprească moment în care totul a degenerat într-un scandal în care el a fost agresat. A susținut că are telefonul în mașină. Mi s-a propus să dea cheile mașinii unui ofițer de poliție să-i aducă telefonul. A refuzat. Când s-a apropiat în mașină, a scos telefonul de la brâu și l-a dat mai găsi. În momentul în care polițistul a intervenit și a luat telefonul de la persoana respectivă. Persoana respectivă l-a mușcat pe polițist de mână, l-a zgâriat pe ochi. Vineri, la ieșirea de la verificările inițiale, Adina Duicu a susținut că nu a avut telefon mobil la ea, iar mama acesteia a spus că ea a fost cea agresată de polițist. Am înțeles că aveți un telefon asupra dumneavoastră? Nu, nu. Doamnă, ce s-a întâmplat? Nimic. A lovit polițistul? El m-a lovit! Cazul este anchetat și de o comisie a ISJ Mehedinți, dar până în acest moment reprezentanții inspectoratului spun că nu există sesizări cu privire la vreo tentativă de fraudare a bacalaureatului. Procurorii fac însă cercetări pentru constituirea de grup infracțional organizat, dar și ultraj în cazul Adinei Duicu și a mamei și sorei sale. În timpul examenului de bacalaureat, proba scrisă, nu s-a petrecut sau nu s-a înregistrat nimic de către comisia de examen din subcomisia de la Colegiul Tehnic din Ierna, dar se pare că a existat o sesizare la organele de cercetare penală. Procurorul din cadrul parchetului de lângă Tribunalul Mehedinți efectuează cercetări într-o cauză penală, având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 cod penal și abuz în serviciu. În timpul desfășurării activităților de urmărire penală, un ofițer de poliție din cadrul IPJ Mehedinți a fost agresat. Parchetul de pregătire Tribunalului Mehedinți s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj comisă asupra ofițerului de poliție. Dacă se va dovedi că a copiat la bacalaureat, Adina Duicu riscă să nu promoveze examenul. În afara suspiciunilor de fraudă de la Orșova, procurorii din Mehedinți fac verificări și cu privire la posibila fraudare a examenului de bacalaureat, dar și de capacitate de la Liceul Matei Basarab din Strehaia, de unde au fost ridicate de asemenea camere de supraveghere.